Guvernul României a alocat astăzi județului Maramure suma de 25 de milioane de lei din rezerva bugetară pentru plata în continuare a lucrărilor de dezvoltare la aeroportul internațional Maramureș. La începutul anului în curs, prin amendament la legea bugetului de stat, a mai fost alocată județului suma de 15 milioane de lei tot pentru aeroport, astfel că doar în anul 2017, pentru acest obiectiv, s-au acordat județului nostru 40 de milioane de lei din finanțări guvernamentale. Valoarea totală a lucrărilor pentru reabilitarea și prelungirea pist este de 90 de milioane de lei. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a afirmat că cei 25 de milioane de lei vor fi direcționați pentru plata lucrărilor efectuate deja la Aeroportul Internațional Maramureș. Acest lucru aduce totalul banilor primiți în acest an doar de la Guvernul României la suma de 40 de milioane de lei. Nu înseamnă însă că odată cu această sumă vor fi finalizate toate demersurile pe lângă guvern, deoarece și restul banilor trebuie să fie atrași în cel mai scurt timp posibil.